Bă, da, prima oprire de ISCTR, în primul rând, apreciez modul cum s-au comportat oamenii, pentru că m-a oprit și pe mine și pe colegul meu. Foarte ok, foarte deschiși, încât eu i-am zis, s-ar putea să am un pic nevoie de ajutor, pentru că it's first time for me. A, zice, ok, nicio problemă, zice, le luăm încetuți. Copia conformă, zic, este aici, pac. Atestatul, îl am și pe ăla. Mai departe, permisul, zice, nu ne trebuie, s-o uita peste el. În momentul când ei m-au oprit, eu mi-am selectat pe tahograf timp la dispoziție. De ce? Pentru că este timp la dispoziția organelor de control. Și stai să pun și asta. Gata, nene, de la bai bună, mergem mai departe. Da, mașina asta de Dâmbovița, nu mergem puțin mai repejor? Că nu prea e voie pe aici să dăm pe lângă. Că e problemă. Nu mergem, mă, decât cu 75. E bine și așa, mă, că suntem pe pod. Nici n-are rost. Dar stai așa, într-o parte. Mă rog, arimare. E ca un fel de vaporean. Bun. Și am scos cardul din aparat. I l-am dat și a zis, vă aștept la mașină. Zic, ok. Zic, bă, mă duc, că au aer condiționat. Zic, stăm bine acolo. Dar am stat afară, n-am zis să nu intru înăuntru. Și s-a uitat acolo pe laptop, pe toate alea. Au zis că totul este în ordine, nu este niciun fel de problemă. Și cam asta a fost. Mi-a dat și hârtie din asta de control, pentru că trebuie să îți emită hârtia asta, pentru că altfel nu o să poți justifica scoaterea cardului și toate astea în timpul programului, în sfârșit. Ideea este că ai nevoie de foaie de control. Musai, foarte important. Și chiar mi-a plăcut, cum să zic, modul lor de abordare, adică foarte colegial, dacă vrei să o numesc așa, cu bun simț. Adică, nu, am fost oarecum surprins, să zic așa, știi? Pentru că auzi tot felul de chestii, îți faci tu niște filme în capul tău care, de fapt, nu sunt reale. Încă l-am întrebat niște chestii de care nu eram eu sigur și mi-a răspuns, zice, da, ok, zic, așa să fie. No, foarte frumos, felicitări pentru modul lor de comportament, ca să zic așa, știi? Hai că aici suntem în legalitate, mergem cu 80, păi da. N-are rost să dă mai tare. Au observat că îmi fac pauzele destul de mari și 45 eu îl transform în 50 o oră. No, mie îmi place să le las mai mari așa. Păi da. Bă, foarte ok. Știu ce-a scris pe foaia asta, să ne uităm împreună. Ta-da! A, mașina, toate alea, m-am întrebat dacă am marfă, am zis că nu am, sunt gol. Orfur, tahograf, tot felul de pesti chestii. Așa că trebuie să păstrăm aici treaba cu dunga. A, dar foarte, foarte nasoală autostrada asta, frate. Știi de ce? Pentru că este la un punct acolo, sunt niște șanțuri, mă, pur și simplu sunt niște șanțuri. Și dacă nu ții bine direcția, frate, te aruncă pe sensul celălalt, te aruncă în partea asta la altă pe exterior. Foarte nasol. Ai loc? Ai loc. Bă, chiar mă bucur că m-a oprit, pentru că eu la un moment dat chiar mă gândeam, zic, bă, frate, când sunt cu mașina mică și îi văd, zic, mă opresc eu, frate, să le dau cardul, serios, îți jur că asta aș fi făcut. De ce? Pentru că pentru mine este foarte important să știu că ceea ce mișcările care le-am
care le-am deprins, ca să zic așa, sunt foarte bine făcute. De ce? Pentru mine e foarte important, mai ales că sunt la început, să fac totul cum trebuie făcut, frate. Ia uite aici. Ai de Maria Madonna, prințesa lupește. De capul nostru. Și că avem activitate, dar la umbră. De asta zic, nene, fără stres, fără, știi cum sunt alții la com, merg acolo cu 17 carduri, cu... N-are rost, frate, nu are rost, deci n-are rost, de asta am plecat de pe 3 jumate, să am program, să fiu liniștit, frate, deci pentru mine e foarte importantă treaba asta, foarte importantă. Este adevărat că lucru care îl fac acum... Nu este foarte strâns, ca să zic, să conduc la limită și tot felul de chestii din astea, știi? Da, v-ați cam nehotărât un pic cu motoarele astea, pe unde mereți? Pe acolo? Și te oprești aici? Am înțeles. Nu de alta, dar să știm și noi ce se întâmplă. Așadar și prin urmare, vreau să le mulțumesc pe această cale, din acest minunat tunel, celor care mi-au fost alături și ei se știu, nu vreau să dau nume, dar eu îi știu, ei știu, toată lumea știe. Da, sunt recunoscător, nene. Mulțumesc frumos. No, și de aici începe circul, bănuiesc, nu? Ca și tura trecută, bineînțeles. Oklahoma City. No, bun, să respirăm niște aer curat. Ce temperatură avem? 25 de grade, este foarte bună. Vreau să salut pe cineva pe aici, nu e nimeni ea. Simt nevoia să mai vorbesc cu cineva. Parc de aventură, 6 km. Scrie acolo pe aia. Uite-l pe ăsta ce face. S-a răzgândit. Zice, bă, nu mă mai duc încolo să iau morcovi. Mă duc dincoace. Nu, bine, vre. Uite-mă că au pus oamenii varză și din alea în curte. Uite, au piscina acolo. Nii, mă, ce fain. Da, mă, merge o bălăceală. Hai la careta. Avem tot felul de garduri doar pentru tine. Vopsite și nevopsite. Păi îți dai seama, până și reclamele, că inevitabil iei contact cu ele, cum sunt alea cu Oscar vopsește pe rugină și... Hei, salut, sunt eu din viitor, ești tu din viitor, dracu să lea cum l-a amestecat, că oricum nu l-am prea înțeles. Dar se tot pune accent pe chestia asta, eu după cum bine am spus, filmele sunt date publicului pentru a pregăti populația, nene. Îs fer convins pe chestia asta. Nu ai văzut tot felul de filme cu extra, cu ne invadează nu știu cine? Vezi de treabă că dacă era să ne invadeze, să ne rupă creierul, se întâmpla asta de mult. Da, nu. E cald, zice. Te-ai lăsat frumos. Hai, bobiță! Bă, aseară când am venit, a fost un pic aglomerat, nu zic nu. Dar s-a mers așa, încetus, cu treabă bună, ca să zic așa. Bă, chiar că mi-am adus aminte de Dani, trebuie să-l sun. Lasă-mă să-l sun, că o să uit.